În urmă cu 3 ani, aproape nicio stradă sau uliță din comuna Schitu Golești nu era asfaltată. Prin grija actualului primar și cu sprijinul Consiliului Local, s-a reușit ca în ultima perioadă să se găsească resurse financiare pentru asfaltarea a 80% din străzile și ulițele din satele acestei comune. Banii provin din bugetul local, iar pe masa edilului șef se află un plan de dezvoltare al localității, ce include o serie de investiții majore. La ora actuală se fac lucrări în satul Costiță, în vederea asfaltării drumului ce leagă acest sat cu DN73. Lucrarea face parte dintr-un pachet de drumuri ce vor fi asfaltate până la sfârșitul acestui an. Suntem în satul Costiță aici, pe DC326, în dreptul proprietății Șutac Vasile. Aici este o porțiune de drum de 1,3 km, face legătura satului Costiță cu DN73C. Era necesară executarea acestui drum din mai multe motive. În primul rând că este varianta nordică a locuitorilor satului Costiță cu Câmpul Lung, de acces la Câmpul Lung. Drumul ăsta face parte dintr-un pachet de drumuri care se asfaltează în acest an, e vorba de 2,9 km. În afară de acest drum, care este cel mai important, v-am zis, 1,3 km și care costă undeva aproape de 400.000 lei. Bani numai de la bugetul local? Bani din bugetul local. Mai sunt încă 10 drumuri și ulițe laterale în satul Schitu Golești și în satul Lăzărești și se lucrează în momentul de față pe el. Nu este terminat, mai rămâne partea de acostament și ceva legat de podețele în lucru. În urma întocmirii unor proiecte și depuse la Ministerul Dezvoltării, s-a reușit obținerea de finanțare pentru etapa 1 la rețeaua de canalizare din localitate. Avem și niște proiecte în derulare, e vorba de solicitarea de finanțare prin Ordonanța 28, prin PNDL. Vreau să vă spun că localitatea Schitu Golești a primit finanțare, 8,6 milioane de lei, pentru canalizare etapa 1. Învățământul și cultura au fost lăsate deoparte multă vreme în Schitu Golești. Căminele culturale sunt impracticabile, iar școala din Lăzărești, după ce a fost închisă, a început să se degradeze atât clădirea cât și terenul de sport din preajmă. Până la sfârșitul anului, cu cei 400.000 de lei aprobați de către Consiliul Local din bugetul primăriei, va fi renovat căminul de la Lăzărești. Avem în lucru Căminul Cultural Lăzărești. La Căminul Cultural lucrează o asociere de firme din Câmpul Lung, prețul este undeva la 400.000 de lei, iar termenul din bugetul local. Bani din bugetul local, termenul de execuție este sfârșitul anului. În lucru se află anveloparea școlii gimnaziale din Schitu Golești, dar și amenajarea unui teren sintetic la școala veche din Lăzărești, suma pentru această lucrare ridicându-se la 140.000 de lei.